Întâi stătătorul Bisericii Vâlcene, înalt preasfințitul Varsanufie, a împlinit 49 de ani chiar de ziua Micii Uniri. Cum în fiecare an de viață sărbătoarea a fost dublată de ziua Micii Uniri, arhiepiscopul Râmnicului recunoaște că s-a lăsat pe sine. De această dată a fost omagiat într-un cadru larg, având alături pe primarul Mircea Gutău, pe președintele Consiliului Județean Constantin Rădulescu și pe toți preoții apropiați. Într-un cadru oficial, acesta a primit distincția de cetățean de onoare, lucru care a recunoscut că îl obligă peste măsură. Pentru noi este o deosebită mare plăcere să acordăm titlul Județean de Onoare în alta Sfințitului. Vreau să vă spun că în ședința Consiliului Local acest titlu a fost votat cu unanimitate de voturi, iar pentru noi este o mare onoare să faceți parte de cetățenii municipiului Râmnicul Vâlcean. De aceea am ținut ca la această mânare a titlului de cetățean de onoare să participe toți consilierii locali, parlamentari, oameni cu responsabilități în conducerea județului și a municipiului. Și dați-mi voie să vă acord această diferență de teamă de mare, să vă doresc tot bine de lume și să dați Dumnezeu să ne fiți în permanență temul care este asigurat faza. Vă mulțumesc pe lume. Și partea Consiliului Local. Diploma. Este astăzi, cu voia lui Dumnezeu, o zi binecuvântată. O zi binecuvântată cu două evenimente deosebite. Sărbătorim Mica Unire și avem bucuria și emoția. Eu vă mărturisesc să îl sărbătorim pe înalt preasfinția sa, Varsanufie, cu ocazia primirii titlului de cetățean de onoare, dar și cu ocazia zilei de naștere. Fiind astăzi ziua Unirii, acesta este și motivul pentru care fac apel la această dorință de unire, așa cum am observat și cu multă bucurie vă mărturisesc, că am și constatat că există deja între cei care reprezintă cele mai importante instituții ale statului de aceste meleaguri, adică prefectură, primăria de aici și primarii din alte localități și Consiliul Județean, care administrează, de fapt, toată această activitate. Aș vrea să-mi îngăduiți, însă, să vă fac și eu un dar. Pentru că dumneavoastră mi-ați făcut un dar. O diplomă și albumul acesta atât de frumos al orașului Râmnicul Vâlcea. Și aș vrea să vă rog ca acest dar al meu să-l prețuiți, să-l puneți într-un loc de cinste, acolo unde dumneavoastră vă desfășurați activitatea, adică în sala de consiliu. Și acest dar constă într-o icoană care a fost pictată în atelierele Mănăstirii Antim, o icoană care îl reprezintă pe Sfântul Ierarh Antim Ipireanu, cel care este ocupitorul acestui oraș, pentru că rugăciunile pe care noi aici la Episcopie le facem în fiecare zi, aici slujbele sunt și de noapte, sunt și cu liturghie zilnic, așa cum este firesc la o mănăstire, se înalță nu numai pentru Biserica Ortodoxă, ca locaj de cult, și pentru biserica întreagă din care cu toții facem parte. Icoana care îl înfățișează pe ocrotitorul Râmnicului Antim Ipireanu, oferită de înalt preasfințitul Varsanufie, va înnobila sala de consiliu local.